Bună, fetelor, și bine v-am regăsit! După cum vedeți, avem alt decor. Acesta este dulăpiorul meu de parfumuri de sezon. Fac rotația parfumurilor, de exemplu, mai am unul mai mare unde am parfumuri de vară și parfumuri pe care le-am dus deja, cele pentru vreme mai rece. Și aici mi-am adus parfumuri de primăvară, am mai păstrat, n-am renunțat chiar la toate parfumurile dulci, pentru că încă mai port, dar am adus aproape, cred că toate parfumurile de primăvară sau pentru perioada următoare, mă rog. Am zis că decât să fac selecții de parfumuri, mai bine dăm o tură prin toate parfumurile mele de primăvară, să zic așa, și nu numai. Și dulăpiorul acesta, după cum vedeți voi, este organizat aici și mai am încă două sertare. Nu o să vorbim despre fiecare parfum în parte, pentru că ne-ar lua o eternitate, o să vedeți că sunt destul de multe, însă o să vă arăt așa în mare cam cum mi-am organizat dulapul cu parfumuri de primăvară. Aici am parfumurile de la Chanel, Gabriel, avem Gabriel și Essence, pardon. Aici am parfumurile de la Jo Malone, Maren Tonka, am adăugat Frangipani, mai am English Perfume Frisia și ce mai am? Ce mai am? Am uitat și eu. Peony & Blush Suede, mai avem Scarlet Poppy, am adăugat Morphe, parfumul acesta nou. Aici este obsesia mea parfumată, deci vă super recomand parfumul. Am o Ferragamo, îl ador și să știți că am folosit foarte mult din el. Am pus aici și Forbidden Sugar, clona după Sugar, pentru că vreau să-i mai dau o șansă. Un parfum de primăvară minunat, care cred că este discontinuat, dar încă îl mai găsiți. Un floral dulce, Nectarul Florilor, exact așa cum se numește. Este minunat parfumul acesta de primăvară. Mai am Chloe, pe care vreau să-l port. Am păstrat parfumul acesta, La Belle, l-am păstrat aici că n-am putut să renunț la el. Urmează să mai folosesc și Classic și Wonder Woman, care îmi place foarte mult. Avem Eau de Sisley, unul pe care vreau să-l port în perioada următoare. Datura Amaretti, vreau să-l port, este cu datura, cu biscuiți, cu migdale, foarte frumos și acesta. În partea asta am gama Idyl, am așa apa de toaletă, apa de parfum și mai am și o Sublim. Astea sunt clar niște parfumuri de primăvară. O să mut puțin camera. Poison Girl, EDP și EDT. Le-am pus aici pentru că vreau să le port și să le analizez, să le compar într-un clip. Lintardi, EDP. Avem aici Narciso, foarte potrivite sunt pentru perioada următoare. Eu ador Narciso for Her. Este un parfum foarte frumos. Noul Mask Noir Rose, pe care vreau să-l port. Mai am aici Narciso, este parfumul pentru păr, dar este foarte puternic. Mai am aici tot un parfum de la Narciso, o să vă scriu pe ecran pentru că nu mai știu cum îi zice, dar o să-l port și pe el. Parfumurile de la Narciso sunt foarte, foarte potrivite pentru perioada următoare și vreau să folosesc pe acesta, vreau să-l folosesc mai mult, să vorbim mai mult despre el. Apoi mai avem Ananda Dolce, pe care vreau să-l folosesc în perioada următoare, și pe Mon Parfum Cristal. Le am aici pe ambele. Petăviță, am așa Midnight Poison, Angel Nova, Breaken, Amouage, Anais Premier de Lis, foarte frumos parfumul și la un preț ok.
Insolans, da, vreau să-l folosesc în perioada următoare. Black XS de la Paco Rabanne, minunatul Irresistible, care mă reprezintă foarte tare parfumul acesta. Am păstrat La Folie pentru că n-am putut să renunț la el și mai am aici Aura Sensuel pentru că îl ador. Ador parfumul acesta și îl super recomand. Haideți să dăm o tură și prin sertare. Mi-am adus aici Chanel numărul 5, apa de toaletă, apa de parfum și cristal, Gucci Guilty Absolute Parfum. Vreau să-l folosesc în perioada următoare. O să vorbim așa despre, mai mult despre ce am adăugat. Am adăugat Sensi de la Armani. Nu știu dacă vi l-am arătat. Am adăugat Sensi de la Armani, White Notes. Vreau să folosesc Aqua Allegoria Pera Granita pentru că este superb și da, merge și primăvara și vara. Mai am aici un parfum perfect pentru primăvară, Trezor. Ce mai am eu așa special pentru primăvară? Pentru primăvară și pentru vară, White Tea, un parfum pe care îl folosesc în special seara, îmi place foarte mult. Elisab, vi l-am arătat deja în clipul cu parfumurile de tranziție. Montblanc, da, o să-l folosesc. Vreau să folosesc și Poem, unul pentru primăvară, Eau de Moselle de Givenchy, este și el unul mai cu iz mai vintage, așa, dar foarte frumos. Am adăugat eu aici un parfum pe care vreau să-l folosesc, Gucci, Flora by Gucci, cred că nu se mai găsește acesta. Ce mai avem noi pe aici? Ăsta este Boss, Mavi, ceva de genul. Avem Idol, Signorina Misteriosa, Alien, aici avem așa, Elisab in White, pe acesta vreau să-l folosesc și să vorbim despre el. Aha, Michael Kors, iar este un parfum potrivit pentru primăvară, Eau de Marveille de la Hermes, ce mai avem? Cam atât pe aici, cam atât. Mai sunt și în spate unele, de exemplu acolo avem o clonă libră, mai avem un Armani, Because It's You, mai avem un Michael Kors, ceva mai dulce, Luna de la Nina Ricci, Aqua di Parma, Esența, mai am acolo, cum îi zice, Sakura, Zadig & Voltaire, This Is Love, și mai am și la noi Trezor. Da, pe unele încă nu le-am dus în dulapul celălalt. Și trecem și la sertarul următor. Așa arată și sertarul următor, este tixit pentru că mereu aduc din celălalt dulap și le îngrămădesc aici și acela rămâne gol. Păi, de primăvară am avea așa. Provence este un parfum care imită parfumul de la Byredo, nu mai știu cum se numește, o să vă scriu pe ecran, La Lique Le Parfum. Avem aici God is a Woman cu pere, ceva mai floral cu violete Alaia. Ăsta are un acord de aer de munte și este foarte răcoritor. Miroase a, cum să vă explic eu, a violete în gheață, înghețate, cam așa ceva. Așa, avem aici de vedetă Justin Bieber, un fructat foarte drăguț. Vreau să vorbim despre bulgarii la un moment dat. Vreau să port Drop de Issei, este minunat, London, primăvară, am pus aici Caed al Fursan, mai am aici și Misu,
Purfam, Lacoste. Am aici un primăvara într-o sticluță, Rumeur. Vreau să mai folosesc și Boss, Hugo Boss The Scent, este apa de parfum și am și crema. Mai am Magnolia Nera de la Bottega Verde, nu prea am dat atenție, poate discutăm despre el. Ce mai avem? Bine, pe unele le-ați mai văzut, Mojo, pentru că este adorabil și nu o să renunț la el. Acesta este un parfum foarte frumos, dar nu se mai găsește. Silk Touch, foarte frumos este. Foarte potrivit pentru... Pardon. Pentru primăvară. Paradox, clonă Paradox. Un moscat Katy Perry's Indie. Îmi place și el din nou, mai mult seara. Încă un parfum pe care l-am adăugat este Quelques Notes d'Amour de la Yves Rocher. Este un parfum foarte vibrant, așa, care îmi place și o să-l folosesc. Ce am mai adăugat? Vreau să folosesc în perioada următoare Sexy Amber de la Michael Kors. Este o ambră ușor animalică și cu iasomie. Foarte mișto parfumul. Persistă foarte, foarte bine parfumul acesta. Mai am Gucci Memoir d'un Odeur. Acesta este potrivit pentru primăvară și pentru vară. Ce mai am eu aici? Mai am Dahlia Divine de la Givenchy. Este un elegant superb, superbisim. Tot așa mai am și Dahlia Noir, parcă, dar mai am foarte puțin în el. Hai să-l punem lângă. Organizarea nu a fost chiar cea mai grozavă. Mai avem Warm Freedom de la Zara, care este potrivit aici. Aici avem un parfum vechi în colecția mea, Calvin Klein. Trussard di Donna, din nou foarte potrivit pentru primăvară, Juicy Couture. Vreau să folosesc în perioada următoare, stați așa că nu mai reușesc să le organizez. Vreau să folosesc Salvatore Ferragamo, Signorina, Signorina Eleganza. Acesta este un parfum care îmi place foarte mult, Vanitas de la Versace. Are o floare de tiară foarte drăguță și mai am în spate mai Burberry Black, mai am Trussardi My Name și mai am aici Please Please Isiniaki. Acesta este din nou unul foarte, foarte drăguț cu violete. Aici am un parfum My Dream by Isabel Christensen. Am văzut la un moment dat, cred că este povedetă, eu nu o cunosc, poate nu este cunoscută la noi, însă să știți că miroase a milkshake, la modul fructe și lapte, mult lapte, exact așa cum ar trebui să fie mirosul de milkshake. Este foarte cremos, lactonic. Nu știu exact dacă persistă bine, v-am zis, l-am văzut la un moment dat pe make-up, parfumuri de la Isabel. Eu pe acesta nu l-am văzut, dar nu sunt sigură că este un parfum prea persistent. O să îl testez și poate o să le văd vreodată pe make-up și vă anunț și pe voi, dar mirosul este wow. Și cam atât. Un parfum pe care până acum nu l-ați văzut la mine este Voyage d'Hermès. Este un parfum aromatic și încă nu l-am testat, o să vă zic despre el mai multe. Cam așa arată și cel de-al doilea Dulapior. Am pus aici și Juice Box Green, Green Bubble. Și cam asta este tot aici. Așa arată și acesta. Sper că v-a plăcut acest clip și sper că v-ați relaxat alături de mine. Chiar mi s-a părut o idee mai bună să facem o tură prin dulapul cu parfumuri. Sper că ați și înțeles ceva.
Discutăm în comentarii, aștept cu mare drag comentariile voastre, îmi spuneți despre ce ați vrea să discutăm pe viitor, dacă vă interesează ceva din dulapul meu cu parfumuri de primăvară. Și aștept în comentarii, poate îmi dați idei de clipuri pentru perioada următoare. Vă mulțumesc pentru vizionare, pe mine mă găsiți și pe Instagram, și pe contul personal, și pe cel cu parfumuri. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și ne vedem cu drag în clipul următor. V-am pupat! Pa, pa!